Vești bune atât pentru elevi, cât și pentru părinți și profesori. Autoritățile statului au anunțat că noul an școlar va începe pe 13 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge fizic la cursuri. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, afirmă faptul că din 13 septembrie școala va începe fizic pentru toți elevii, fără niciun scenariu de funcționare. Primul lucru important pentru elevi, pentru părinți, pentru societate în general. Pe 13 septembrie începe noul an școlar preuniversitar. Pentru majoritatea elevilor, asta înseamnă că vor merge efectiv fizic la școală. Pentru a ține cont de impactul pandemiei, în fiecare școală, în fiecare localitate, au fost elaborate 3 scenarii în funcție de numărul de bolnavi din localitate, a declarat Claus Iohannis. Părerea mea este că trebuie să înceapă fizic, fiindcă e mult mai bine decât să fac online. E o variantă mult mai bună, fiindcă se văd față în față și impactul vizual contează mult mai mult și procesul de învățământ e mult mai ușor, fiindcă în mediul online se pot întâmpla defecțiuni tehnice și energia și colectivitatea face mult mai bine în prezență fizică. Cât cu o idee bună. Președintele a anunțat că vor fi 3 scenarii pentru fiecare localitate în funcție de riscurile epidemiologice. Scenariul verde presupune ca toți elevii să meargă fizic la școală, scenariul roșu înseamnă că toate cursurile se vor face online și scenariul galben presupune atât școala online cât și offline. O părere foarte bună. De ce ai vrea să mergi din nou la școală? Pentru că mă plictisesc acasă, n-am ce să fac. Așa socializezi cu colegii? Da. Să-i fi de acord. Da. Aceste scenarii nu vor fi valabile tot anul școlar, ci se vor actualiza permanent în funcție de situația epidemiologică locală. A, e un lucru bun, pentru că au nevoie să socializeze, au nevoie de colectivitate foarte mult. Considerați că școala în mediul online a fost oarecum inutilă? Nu neapărat inutilă, a fost utilă că a fost în primul rând, dar date fiind împrejurările... Copiii credeți că au rămas cu ceva după această experiență online? Da, oarecum da. Depinde de la copil la copil și da, cred că da. Pentru fiecare județ, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va lua decizia privind scenariul. Decizia dacă elevii merg la școală sau învață online se ia pentru fiecare școală în parte la nivel de județ, sigur la propunerea școlii și a inspectoratului școlar, a precizat președintele.